Tatălui. Mulțumim foarte mult pentru ocazia pe care m-am de a petrece împreună cu dumneavoastră pe Sfântul Oră. La un program atât de bogat, Dumnezeu vrea și poate să ne ajute în orice lume. Tare mult că această este o apreciez, tare mult apreciez inițiativa aceasta de a avea în aceeași întâlnire și părți de sănătate, dar și lucruri spirituale. Și eu, pe această ocazie, să studiem împreună câteva elemente care ar putea ca în familiile noastre să schimbe ceva. Dar nu înseamnă ca să-mi dați voi să cobor, să nu și eu la ecran. Pot să cobor. Mulțumesc. Și eu acolo unde o să vă uitați dumneavoastră. Da, nu destul de clar. Cred că în ocazia aceasta este printre noi Doamne care își aduc aminte de ocazia aceea când cu emoții au îmbrăcat rochia aceea albă. Nu este așa? Câte emoții nu aveați, câte speranțe nu nutreați și poate că a trecut de atunci mult sau puțin. Însă vreau să o primă întrebare la această ocazie. Intuiți, deja am spus eu, văd, care este visul fiecărei mirese? Fiecare domnișoară care ajunge în fața altarului, poartă cu sine dorința pe care Dumnezeu a pus-o în noi de a găsi fericirea. Dacă o fată ar ști că n-ar găsi fericirea căsătorindu-se, nu s-ar mai găsi. Dar fiecare fată speră ca fericirea aceea pe care a văzut-o în cărți, pe care a văzut experiențele altora, în poezie, în pictură, poate chiar în filme, să o trăiască pe pielea ei. Fiecare fată și fiecare băiat care vine la altar are visul acesta, dați-mi voie să vă spun ceva. Puțin din cei care trec pe la altar vor găsi fericirea în viață. Foarte puțin. O statistică care se numește Eurostat, făcută în anul afișat pe ecran în toată Uniunea Europeană, spune că în anul studiat au fost în spațiul acesta înregistrate 2,2 milioane de căsătorii. În aceeași perioadă de timp însă s-a înregistrat numai puțin de 1 milion de divorțuri în toată Uniunea Europeană. Procentul este cutremurător. Aproape câte s-au încheiat, câte s-au întemeiat, aproape jumătate au încheiat prin divorț. La ora actuală, sunt familii care, dacă nu ajung la divorț, adică în procentul care rămâne acolo, nu înseamnă că sunt și fericite familiile acestea. Pentru că pe unele doar copiii le mai leagă. Cunosc cazuri, frate, mă, pe unde să mă duc? Avem copii. Dacă n-aș avea copii, aș pleca. Apoi, pe alte familii, le leagă diferite interese. Le leagă casa, le leagă mașina, le leagă... Pentru că din acest procent se pare că și el ar fi mult mai mic dacă n-ar fi copii sau anumite posesiuni. Avea că în această ocazie
să încercăm a aborda câteva secrete care cred că pot să garanteze chiar fiecare familie fericirea. Primele patru se referă la ce putem face noi în casele noastre, iar ultimul la ce poate face Dumnezeu. El vrea și poate să ne ajute. Haideți să ne invit să facem o vizită într-o familie regală, în familia regiului Persiei, pe lumea Ahasuveros. Aici găsim primul secret și vreau ca să citim pasajul biblic de pe ecran, ca să intrăm cumva în situația pe care Estera 1:1 o prezintă, citesc. Era pe vremea lui Ahasuveros, al acelui Ahasuveros care domnea de la India până în Etiopia, peste rețineți 127 de ținuturi. Avea o împărăție foarte intensă. Merg mai departe. Biblia continuă în al treilea an și vreau cumva să reținem acest an 3. În al treilea an al domniei lui a dat un ospăț la toți domitorii și slujitorii săi. Căpetenii celor două popoare mai mari și capii ținuturilor s-au strâns înaintea lui. Împărăteasa Vasti a dat și ea un ospăț femeilor în casa împărătească a împăratului Ahasuveros. Și rețineți, în anul 3 al domniei sale, el dă un ospăț în grădina împăratului și cheamă pe toți guvernanții acolo, câte ținuturi avea, atâția guvernanți se pare că au venit la masa lui și în același timp însă Vasti dă și ea în casa împăratului un ospăț femeilor. Iată ce spune Biblia mai departe. Să reținem puțin acest an al treilea, istoria spune ceva ceea ce Biblia nu menționează. Istoria spune că în acest an al treilea al domniei sale, era anul în care împăratul demara o campanie militară împotriva Greciei care avea să dureze 4 ani. Și el își împarte cei 4 ani pe câteva etape, și uite cum își împarte el această perioadă, Biblia spune doar o parte din cei 4 ani. Istoria spune că el împarte, spune, uite, sunt în al treilea domniei mele, peste 4 ani, în anul al 7-lea, voi ataca Grecia, însă face câteva etape. Exact cum spune Biblia, pentru 6 luni de zile, la Susa, închină pe acești guvernanți. Biblia se referă spit la cele 180 de zile, timp în care toți guvernanții vin la împărat pentru că el vrea să-i instruiască bine. Le spune planul de luptă, planul A, planul B, planul C, ca să îi unească pe toți pentru același scop. În același timp, Biblia spune de asemenea că înainte ca să plece acasă, guvernanții împărat le dă 7 zile de ospăț. După ce a pregătit și le-a spus strategia de luptă, nu îi lasă să plece acasă până când nu le dă să mănânce și să bea 7 zile. Zi și noapte, guvernanții au mâncat și au băut. Se pare că cele 7 zile făceau cumva parte din politica regelui de a-i apropia pe guvernanți de tronul lui. Deci, de 6 luni de zile, cât mai rămân din cei 4 ani? Exact 3 ani jumătate mai rămân, spune Biblia, spune istoria despre perioada aceasta, 3 ani jumate urmau ca guvernanții să plece acasă în ținutul lui fiecare și acolo să-și instruiască soldații. Îi instruiește pe guvernanți, apoi 3 ani jumate fiecare soldat să știe locul în luptă, pentru ca într-o anumită zi, după 4 ani, în ziua anumită, ziua Z, se facă o oaste imensă și se atace fără veste flotele grecești. Biblia însă se concentrează asupra celei a 7-a zi de ospăț. Și nu cumva să ne oprim în a 7-a zi de ospăț. Iată ce spune Biblia. A 7-a zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit la cei 7 fame, spune Biblia, ne-a mai scris eu, să aducă în fața lui pe împărăteasa Vasti, cu cununa împărătească, pentru ca să arate frumusețea ei popoarelor și lor să-i pecera frumoasă. Se pare că Vasti era o femeie de o rară frumusețe.
Iar împăratul aruncă în joc ultima și cea mai importantă carte. Frumusețea soției lui. Să vină pe cap cu coroana, pentru că în acest fel să-și apropie mai mult de tron pe guvernanță. Biblia însă spune ceva extraordinar. Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină când a primit prin fame porunca împăratului. Și împăratul s-a supărat foarte tare, chiar s-a prins de nivelul imaginației. Cât de înjosit este împăratul când cei șapte fame scud înaintea atâtor bărbați, împărate, Vasti nu vrea să vină.